Pentru că pentru mine el este un capitol închis. E trist că se întâmplă ce se întâmplă. E trist că nu poate să accepte că există persoane care nu o plac pe soția lui. Fiecare om are standardele lui de frumusețe, atât bărbații cât și femeile. Oana, nu trebuie să te superi. Nu plac pe soția lui. Adică dacă care mama nu plac pe tine, exact, care nu plac adică pe dacă tine, nu? Scuze-mă, adică dacă mama consideră că soția lui, nu știu, e urâtă sau cum a spus mama că este, cum să spun, e democrație, este treaba mamei mele cum consideră. E părerea mea nu personală. Cred că pentru asta. Sincer, nu cred că pentru asta Pepe trebuia să latre și să facă ca toate cele în emisiune. Pentru că, repet, se pune pe el într-o lumină proastă. Ei, el era beat. Nu contează, beat, nebeat, nu știu, n-avea, nu, a spus chiar și el, nu, a spus el, a declarat că era la un șpric. Cunosc? Eu am spus așa, că îl cunosc pe Pepe când este abțiguit. Și era abțiguit atunci, plus da, că a declarat că el că era la un șpriț. Spune adevărul. Nu, el a spus că era la un șpriț și făcea o caterincă, deci... Practic ceea ce spunea el cu șprițul venea să susțină ceea ce spusesem eu, că era abțiguit, că îl cunosc foarte bine, da, cum Oana, vorbește când e abțiguit, dar nu era, poate că nu în momentele okay. tale când tu erai în conflict cu mama ta, asta spun, asta spus este ce e motivul aceste lucruri? Și crede-mă că motivul pentru care eu mă aflu aici nu este că vreau să mă iau de Pepe. Dacă eu m-aș lua de Pepe, ar însemna că m-ar mai interesa Pepe. Pe mine nu mă mai interesează Pepe. Am spus ce rămâne în sufletul meu, am spus ceea ce este Pepe, am vrut să ies frumos și elegant dintr-o relație, dintr-o căsnicie de 8 ani de zile care au fost plini de dragoste, punct. Mai departe, eu am viața mea și am o grămadă de lucruri care se întâmplă noi și frumoase în viața mea. Nu sunt nici invidioasă cum a încercat să sineze Bahmuțeanca iarăși, neputând să stea pe acasă. A trebuit să vină iarăși pe la televizor și să mai facă act de prezență, vorbind de mine, că vorbind de ea nu prea are ce, decât care copii, ca și când a face copii e vreo virtute. Cred că toată lumea poate să facă copii. Ne băgăm în pat și facem copii. Dar la țigani e important să facă copii. Însă motivul pentru care de eu fiecare mă... familie e important la nu, moment, păi da, țiganii, nu, ei sunt cei care spun ai produs niște copii, ce ai făcut, că n-ai făcut nimic, te-ai produs copii, mi-a zis mie o pirandă la un dat la televizor. Păi n-am produs copii, că eu nu pot să produc copii la kilogram. Uitați-vă la toate țigancile care s-au căsătorit cu români sau cu țigani, primul lucru le toarnă plozi 1, 2, 3, 5, ca să fie siguri, sigure că respectivii nu le mai lasă. Aș vrea să ne depărtăm. Lucru de care la asta, noi, la români, nu se întâmplă. Nu se întâmplă. Românii se gândesc bine înainte să facă un copil sau doi sau trei. Și îi fac pe acei copii numai dacă simt. Nu pentru a agăța bărbații, nu pentru a fi aceste matracuce care ulterior să apară pe la TV, care n-au nicio bază sau au și spun încă o dată lui Bahmuțeanca, stai pe fundul tău. Ca să nu scot eu dosarul. Atât îți spun, stai pe fundul tău că ai început să mă iriți rău de tot. Apar ca o gogoașă înfuriată, te dai cu o tonă de ruj, apar ca o bufniță la televizor și îmi dai mie sfatul. Ai grijă, ai grijă că o să plece prigoana într-o zi de lângă tine, sătul de mahalagismele și de țățărismele tale, că altceva nu ești în stare să faci. Am fost elegantă, am fost elegantă și am spus că de dragul lui Silviu, nu o mai atac. Dar văd că continuă, pentru că ea n-are de ce să iasă la televizor. Păi decât vorbind de mine. Nume. Păi n-a dat nume, dar se înțelegea. De când sunt doamna prigoană și am copii, care, repet, la țigani, și ea este țigancă. La țigani... Nu, nu. Ea e țigancă, m-a spus prigoană. Simona, a spus prigoană că e țigancă cu măsa din Ferentari. Bine, n-a spus-o eu. Puțin. De când poate am copii și sunt doamna prigoană, mă invidiază toate astea care nu au copii. Astea care nu au copii, s-a și spus, făcând referire la Oana Zăvoranu. Stai pe fundul tău. Nici eu n-am copii. Stai... Încă. Stai pe fundul tău, Bahmuțeanco, că nu vrei să-ți deschid eu dosarul ăla al tău greu. Și știu ce spun. Când spun greu, știu la ce mă refer. Stai în banca ta, că nu-i bine să te pui cu Oana Zăvoranu. Asta sună ca o amenințare. Ca o amenințare, da? Asta o ameninț. Stai în banca ta, fața ta ca o lună plină și ca o gogoașă înfuriată, poate eventual impresiona pe oricine, mai puțin pe mine. Țineți icoanele, țineți răutățile, țineți bufeurile și tupeu țigănesc care, repet, pe mine poate eventual să mă stârnească împotriva ta, să dau pe față cu adevărat cine ești tu. Stai frumos, o cu mic și joc de glezne cu mine, că n-am terminat facultatea împreună. Da? Ca să fie clară povestea cu Bahmuțeanca. Te rog să te liniștești. Măcar, nu, măcar de dragul soțului care te-a făcut
să fii băgată în seamă, că dacă nu era prigoană, erai pe undeva pe la produs. Să sunăm la Adriana, pentru că nu trebuie să-i luăm o reacție. Nu mă interesează reacțiile ei. Reacțiile ei sunt în altă parte. Bine, reacțiile ei nu sunt cu mine. Ea cu mine, dacă mă vede, să treacă pe altă stradă. Și știu foarte bine ce vorbesc. Am suportat tupeul țiganilor prea mult. Da, eu am suportat tupeul țiganilor prea mult. Și eu nu-l mai suport. Oana, nici azi, să nu mai faci nici, referire la nu, mă refer la țigani. Nu avem nimic cu țigani. Eu nu mă cer cu românii, eu mă cer cu țiganii, să ne fie clar. Eu nu mă cer cu românii, Simona, eu mă cer cu țiganii. Țiganii m-au excrocat, țiganii și-au bătut joc de viața mea, țiganii îmi jignesc familia, țiganii să găsesc să-mi dea mie sfaturi. Hai să-mi dea românii, nu țiganii. Și când spun țigani, știu la ce mă refer. Bun, ce ca să fie să clar, cu familia Pascu, familia Pascu, o familie de țigani, da? Romi, ca să nu, le nu, spunem de cum dar nu că ei sunt țigani. Da, așa li se spune. Domne, dar nu le spun. Să le spunem. Nu știu, eu am o familie învățat de țigani, de la școală că se cheamă țigani. Și am învățat-o și uite, pe Oana. Uite, domne, dacă mă cheamă cineva că sunt rom.